Suntem prezenți de prin 2007 și facem anul ăsta 15 ani. Sărbătorim 15 ani de contribuție în dezvoltarea domeniului IT din Iași și nu numai. Despre diverse programe sau despre diverse etape în procesul de learning, cred că totul începe cu partea de internship și programul Penta Stagiu este unul dintre cele mai mari programe la nivel de țară în zona de internship. Mi-aduc aminte de ediția din 2019, moment în care peste 1300 de persoane au fost interesate și au manifestat dorința de a se înscrie la programul de formare. Am început la momentul respectiv cu peste 300 de persoane care au beneficiat de experiența dobândită în ani de zile a colegilor noștri, peste 70 de mentori. Eu sunt cea mai norocoasă persoană din Pantalog Iași. Lucrul acesta se datorează faptului că începând din anul 2016 m-am înlăturat echipei Penta Stagiu ca și mentor, aveam un rol de mentor, pentru ca mai apoi să devin coordonator al acestui program de stagii. Programele de formare sunt în ADN-ul agenției și afirm chestia asta uitându-mă la numărul de mentori care se implică an de an, ediție de ediție în programele de formare, mentori care acum ceva timp, acum 3, 4, 5 ani, 6 ani, au fost la rândul lor participanți în programele de formare. Pentru fiecare ramură tehnică există câte o comunitate în care lumea se poate să pună întrebări, să facă prezentări, să învețe prin pregătirea unui subiect de knowledge sharing sau să învețe să fie teased de o prezentare făcută de un alt coleg, astfel încât să dea seama de ceea ce nu știe, pentru că uneori este mai important să aflăm ceea ce nu știm. Și avem aici learning journey-ul pentru un Scrum Master și cuprinde elemente legate atât de modul de învățare, cum să învățăm să învățăm și ce înseamnă un growth mindset și de ce este bine să dezvoltăm acest mindset, cât și diverse noțiuni teoretice și practice tehnice care susțin dezvoltarea unui rol de Scrum Master. Ce înseamnă de fapt un learning journey? Înseamnă că ai un program de învățare foarte bine definit, care te ajută să te dezvolți din punct de vedere profesional. Imaginați-vă că aveți un punct de plecare și un punct de sosire. Learning journey-ul este de fapt traseul care leagă cele două puncte. Pentalog înseamnă de asemenea libertatea de a lucra de oriunde vrei și înseamnă și o diversitate culturală foarte interesantă. Colegii de pe proiect de cele mai multe ori nu sunt doar din alt oraș sau altă țară, chiar de pe alt continent. Avem o contribuție importantă în comunitatea locală din Iași prin numărul persoanelor care termină programele de stagiu și ajung în alte companii. E despre oameni, e despre feeling-ul pe care l-ai când te duci la muncă, e despre cum te trezești dimineața. În marea majoritate a cazurilor, tot îmi vine în minte că vorbeam cu Cristi și eram. Deci, de ce stai 10 ani pe Pentalog? Zic că am fix 3 cuvinte. I am Groot. Ți-am zis că trebuia să-mi pun cămașă, mă. Ce fel de șef? Ce fel de șef e Cristi? Wow, astrologic vorbind de scorpion. Astrologic vorbind de scorpion. Ce aici?